Da, continui cu partea a doua. Să nu-l rupem, s-a întrerupt puțin transmisia. Cum fac aici? Nu prea știu și nu prea îmi dau seama cum vine, dar... gata, s-a desfăcut. Și varietatea de brățări, mamă, ce... calitate. Varietatea de brățări și uite-l. Bun, aici este ceasul cu o frumoasă inserție de în relief pe cutie. Îmi place foarte mult designul celor de la Apple și cum își desenează fiecare accesoriu. Iar aici este brățara sport de silicon. Ok, dăm astea deoparte, cutia foarte șmecheră, după părerea mea. Și ridicăm plastic carton de foarte bună calitate, ceasulețul într-un material foarte fin și plăcut la atingere, cu parcă alcantara așa. Aici nimic. Sau, ba da, ia sunt curios dacă avem stickere Apple, deși nu cred că nu l-ar fi putut pune pe, nu, pe diagonala asta de pe lată așa. Nu, deci fără stickere Apple în acest produs. Și mai avem cablul de încărcare, care, las un pic telefonul jos, sunt curios, este USB-C sau USB. Chiar aș fi curios de chestia asta și chiar aș vrea să aflu. E USB-A. Da, este confirmat USB-A. Deci o să-l las probabil aici și îl voi folosi pe celălalt de la... Foarte interesante ambalajele astea de hârtie, dar foarte bine detaliate și foarte bine puse la punct. Bun, punem asta deoparte. Haideți să desfacem și cureaua. E atât de mică să încât nu ne vezi cu ceva. 44 de milimetri se poate vedea. Deep Navy Sport Band. Ok. I-am rupt și sigiliul la brățare. Deschidem. Sunt sigur că ar trebui să fie 2 mâini, e destul de greuță asta. Mă ți arăta, ai mă, niciun sticker nu mi-ați dat. Oh, cred că e primul. Nu că sunt dezamăgit, dar... Așurut. Și așa arată brățara. Asta e un... protecție pentru capse. Silicon foarte, foarte fines la atingere. Și să vedem, să vedem, să vedem. Cred că o pun pe asta mică. Aia mare are găuri, distanță între găuri. Small, medium, medium, large. Da, o pun pe small, medium după mâna mea. Bun, astea o să vină strânse după aceea. Și cam atât, o să-i dau, o să-l scot din chestiuța asta pe domnul ceas. Să văd cum fac asta, că e foarte tiny. Mi-aș cam dori să iasă, nu știu cum să vă zic. Aproape a ieșit. Ta-da!
A ieșit și e cu logo-ul Apple pe el. Foarte frumos. Cam asta a fost unboxing-ul. Urmează să-l setez și să revin cu câteva impresii. Vă mulțumesc și un 2021 așa cum vă doriți și mult mai bun decât 2020. La revedere!